partea PSD. Ionuț Puceanu, vă mulțumesc, domnule Puceanu. Bună dimineața. Cum comentați ultimele evoluții? Cum comentați ultimele evoluții în privința cifrelor în momentul de față, 1461 de voturi în plus pentru Elena Lasconi? Evident că nu e câtuși de puțin confortabil la ceea ce asistăm, mai ales din perspectiva celui mai mare partid politic din România. Cred că ne-am bătut singuri. Nu pot spune mai multe la televizor, dar aveți încredere în ceea ce vă spun, că ne-am bătut singuri, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă îmi permiteți și o tușă absolut personală, pentru că l-am ascultat pe invitatul dumneavoastră de mai devreme, cred că în momentul de față asistăm, așa cum se întâmplă și în America, se întâmplă și în Europa, dar poate nu la nivelul a ceea ce s-a întâmplat în America, la trezirea unui gigant, de cele mai multe ori molatex sau amorf, care înseamnă marea populație. Marea populație care are o agendă total și total diferită decât establishmentul european. Și din păcate clasa politică sau marea parte a clasei politice n-a înțeles lucrul acesta. A fost de ajuns să apare doar o voce care să spună și că, domnule, dați-ne și nouă un strop de libertate. Dacă ar fi să traduc, aș spune așa: populația n-a cerut pensii, n-a cerut salarii, n-a cerut spitale, ci de fapt și drept un strigăt pentru libertate. Lăsați-ne să vorbim și ceea ce nu mai putea fi spus. Domnule Puceanu, pare aproape o profeție momentul în care Marcel Ciolacu însuși a spus: nici eu nu sunt sigur că intru în turul al doilea. Ce să fi fost în spatele acestei declarații? Cel mai probabil, poate că domnul Ciolacu a ajuns și la dumnealui un sondaj mai bine făcut. Am să vă dau din sondajele pe care le-am făcut personal la Galați, la altul, așa cum s-a întâmplat la Aur acum 4 ani de zile, când lumea răspundea cu altul, la nivel de Galați, altul a însemnat 26% sau 25% în sondaj și altul a însemnat la Galați Călin Georgescu aproape 23%. Prin urmare, posibil ca cineva totuși și președintelui pe ultima sută de metri să-i fi dat un sondaj corect. Casele de sondaj, din punctul meu de vedere, ori ar trebui să tragă obloanele, ori ar trebui pe viitor să facă, e valabil pentru toate partidele, nu pentru cele care le-a primit PSD-ul, să facă sondaje și în teren. Ca așa niște ponderări a unor cifre pe care le ai și pe care le crezi tu că sunt pe trend descendent, ascendent sau liniar, cu astea cred că și fiica mea de clasă pregătitoare ar putea să emite judecăți de valoare. Cred că suntem într-o plină resetare a clasei politice. Domnul profesor Andrei Țăranu o numește chiar faliment, falimentul clasei politice actuale. Sunteți faliment de acord? Dați-mi voie, poate o ultimă idee, să vă spun așa, că dacă ar fi să ne uităm la imaginea sau la poza de moment a ceea ce se întâmplă acum în România, e așa, conservatorii și nu populiștii, ci oamenii care vor să-și taie porcul în curte, oamenii care vor să facă și o glumă despre pitic și să poată să-i spună pitic și tot așa, versus ăia care și-au însușit the woke movement în adevăratul sens al cuvântului. Asta este lupta care se dă în momentul de față. Iar cele două partide mari, care n-au știut cum să se poziționeze vis-a-vis de cele două trenduri, au căzut între scaune. Cam asta este analiza. Domnule Puceanu, vin parlamentarele. Ce calcule se fac? Ce ședințe sunt în pregătire? Ce discută în acest moment politicieni? Deocamdată încă numărăm. Cel mai probabil, și așa cred că ar trebui să fie normal, cred că vom asista la o serie de contestații din partea mai multora. Sunt sigur că dacă va face PSD-ul contestații, evident că va cere și doamna Lasconi, pe de altă parte, o altă renumerare. Numărul de voturi la nivelul acesta este unul infim. Și dacă pui un singur vot
per secție scos 20.000 de voturi, da, să le muți dintr-o parte în alta. Prin urmare, sunt sigur că se va ajunge aici. Ca să mă exprim în termeni dintre ăștia noi și extrem de uzitați, situația este fluidă și într-o continuă schimbare. E, cred că, prematur. Din păcate, vin peste noi, așa cum ați spus dumneavoastră, parlamentarele, acolo unde, în funcție de cine va fi să intre în turul 2, eu nu sunt sigur nici că domnul Ciolacu intră în turul 2, la fel cum nu sunt sigur nici de doamna Lasconi că intră în turul 2. Prin urmare, cel care va fi să acceadă în turul 2 va avea un bonus duminica viitoare, dacă va fi să fie USR-ul, cel mai probabil va fi câștigătorul de facto și a zilei de duminică, de pe data de 1 decembrie. În rest, partidele politice ar trebui totuși să se gândească că generația Z, Y, Alpha și la nu știu ce litere a mai ajuns în momentul de față, nu prea să mai pupă cu generația baby boomers. Da, e și vremea regretelor, domnule Pocheanu. Alianța cu PSD-ul ne-a costat scump, spun peneliștii care acum speră la un proiect de dreapta. Cum vedeți aceste declarații după alegeri? Nu pot să vă spun exact ce gândesc acum, că cel mai probabil luați amendă de la CNA. Prin urmare, cei de la PNL să spună să rămână pentru faptul că am intrat în alianță cu ei acum câteva luni de zile, pentru că li s-ar fi văzut neputința de acum 6 luni de zile. N-am făcut decât să le mai oblojim agonia. Cu oameni politici în PNL, precum Rareș Bogdan în companii, să mă ierte Dumnezeu, dar asta nu este politică de stat și națională sau de partid. Dacă vrem să avem doar oameni de genul ăsta care a murit regele, trăiască regele, sau dacă ne sucim, iertați-mă, am să spun așa, sper să nu greșesc, dar cred că am citit-o și o să-i atribui domnului lui Churchill sau oricum cuiva cu mult mai deștept ca mine, care a spus așa, că omul politic e acea persoană care poate să-ți explice ce se va întâmpla mâine, iar mâine să-ți explice de ce nu s-a întâmplat. Da. Concluzii, domnule Pucheanu, și aceasta e chiar ultima întrebare. Se mărește avansul pentru Elena Lasconi, 1461 de voturi în plus. Ce l-a costat cel mai mult pe Marcel Ciolacu în ultima vreme? Unde a pierdut? Unde a pierdut? Cel mai probabil s-a încrezut prea mult în sfaturile date din imediata dumnealui apropiere. Asta este o părere absolut personală. Cred că datele s-au luat niște decizii greșite în baza unor informații și date greșite sau eronate. Hai să le spunem eronate. Am înțeles. Greșite. Vă mulțumesc, domnule.